Vino în fiecare zi de duminică la Moldova 1 să descoperim și să scriem istoria împreună. Prin istorie spre victorie, o emisiune concurs pentru elevii din clasa 5-a 12 și profesorii lor. De fiecare dată am emoții înainte de a ieși pe scenă. E greu să le reușești pe toate și să faci față rolului de mamă. Mulțumesc, Vita! Îmi inspiră încredere și le place copiilor mei. Vita. Gustul vieții. Если прыщи снятся тебе в кошмарном сне, проснись! Зенерит – лекарственный препарат для лечения прыщей. Эритромицин действует на бактерии. Цинк снимает воспаление. Эффект заметен уже через 2 недели. Зенерит – безупречный внешний вид. Это лекарство. Прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов, обращайтесь к врачу или фармацевту. Istoria ne pedepsește dacă nu învățăm lecțiile. Dragi elevi, stimați profesori, vă salutăm la o nouă ediție a emisiunii Prin istorie spre victorie. În acest concurs, premiile sunt oferite de Moldova 1 și partenerii noștri, mărcile Vita, suc natural de orhei, și Zinerit, unguient pentru o piele curată și sănătoasă. De asemenea, avem premii oferite de persoane care țin la istoria neamului nostru, spectatorii noștri fideli. Fondul de premiere a trecut de suma 100.000 de lei. La fiecare emisiune, învingătorul poate obține cărți interesante, suc natural, o sumă bănească de 1.000 de lei, aparat de fotografiat, un netbook, în semifinale, biciclete și televizoare. Avem și 2 premii mari. Este vorba de un zbor deasupra Republicii Moldova și un iPhone. Sunt Vecislav Stăvilă, doctor în istorie, și vom modera acest concurs. Start job! Vlad Bono, sunt elev din liceul Tiret Chemie Licola, satul Meren, raionul Anienii Noi. Vlad, am observat că aveai emoții, deși nu ești prima dată, ești învingătorul edițiilor trecute. Acum trebuie să spun că va fi mai complicat, trebuie să recunoști 2 imagini.
trebuie să dai obligatoriu o versiune de răspuns pentru întrebarea rundei și, fii atent, poate să scadă chiar o întrebare video. Deci, întrebarea rundă. În anul 1457, spunem că era sâmbătă, zi de sâmbătă, în Joia Mare, Ștefan cel Mare l-a înfrânt pe concurentul său. Mai ținți cum o chema? Petru Aron. L-a înfrânt în Joia Mare, pe 12 aprilie, și sâmbătă a chemat Ștefan cel Mare toți boierii în câmpie dreptății, boierii și călugării, și era și mitropolitul Teoctist, și i-a întrebat. Vreți să vă fiu domnitor? Întrebare. Ce au răspuns într-o voce toți care erau prezenți? Părerea ta. Da, maestate, desigur. Bună versiune, să vedem imaginele. Este George Topărceanu. A fost un poet și a fost prietenul lui Mihai Sudoveanu. Bun răspuns. Următoarea imagine. Mihai Cogălinceanu. Mihail Cogălinceanu. Detalii? A fost consilierul lui Alexandru Iancuza, da, și a publicat mai multe, chiar și litopisețul lui Grigore Urechi în 1852, mi se pare mie. Anii 40. Dar oricum 40. Se acceptă, pentru că ai spus foarte corect. Mihail Cogălinceanu a început să publice letopisețele sau cronicile vechi. Ai trecut în runda a doua. Bravo! Mă numesc Felicia Ostap și sunt elevă la liceul Spiru Haret din Chișinău. Ce ne spui despre întrebarea rundii? Deci eu cred că mulțimea a spus să domnească mulți ani din mila lui Dumnezeu. Deci formula ar fi să domnești, măria ta, mulți ani din mila lui Dumnezeu. Din mila lui Dumnezeu. Interesantă versiune. Imaginile. Deci este Nadia Comăneci, a fost prima gimnastă care a fost notată la Olimpiadă cu 4 note de 10. La 14 ani. La ce vârstă mai ții minte? 14 ani. 14 ani? Tu câți ai? Voi împlini 14 în curând. Îți imaginez? Campioană olimpică la 14 ani, deci a devenit cunoscut în toată lumea. Mai este un detaliu despre Nadia Comăneci, ea a fost unul dintre primii români care a apărut pe coperta revistei Times. Bun detaliu. Următoarea imagine? În imagine este Iancu de Hunedoara, antipodul lui Vlad Țepeș, pe care l-a și arestat, și este tatăl lui Matei Corvin. De acord, ești în a doua! Bună ziua! Mă numesc Levitski Vadim, Pârlița Ungheni, clasa 12. Vadim, întrebarea este simplă. Care au fost cuvintele strigate de adunarea țării? Părerea mea este că toată adunarea într-un glas a strigat vrednic este. Vrednic este. Bună și interesantă versiune. Imaginile. Gheorghe Ghimpu. Gheorghe Ghimpu. Detalii. Gheorghe Ghimpu a fost fratele lui Mihai Ghimpu și a arborat drapelul tricolor pentru prima oară în anul 1989 pe clădirea guvernului. Parlamentul de atunci. Parlamentul. Bun. Următoarea imagine. Surpriză! Să vedem. Cu amore, cu amore, riso peste te iubesc. Amore, tu amore, este formația Noroc, alcătuită, da, din membrii familiei Dolgan, și anume Mihai Dolgan, Lidia Botezato și Radu Dolgan. Bun răspuns! Ai trecut runda a doua, bravo! Mă numesc Victoria Laur, sunt elevă la Liceul Teoretic Ion Creangă din Chișinău, clasa 10C, profil umanist. Victoria, ai vreo ipoteză legată de adunarea țării din 1457? Pot presupune că au spus fie voia lui Dumnezeu. Așa au strigat, fie voia lui Dumnezeu. La fel o ipoteză interesantă. Imagine.
În imagine este Nicolae Titulescu, a ocupat postul de președinte al Ligii Națiunilor și a fost ministru de externe. Următoarea imagine. În imagine este Ciprian Porumbescu, a scris, compozitor român, care a scris muzică pentru imnul Trei Culori. Trei Culori și? Pe al nostru steag e scris Unire. Bun răspuns. Hai, pentru de două, bravo! Mă numesc Bala Nicolae, de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, din Cimșlia. Nicolae, dă-mi și tu o versiune legată de ce i-au spus boierii lui Ștefan cel Mare în anul 1457, într-o voce. Presupun că boierii și călugării au strigat, trăiască Ștefan. Imagine să le vedem? În imagine este principesa Natalia Dadiani. Cunoscută prin ce anume? A fondat prima școală de fete din Basarabia. De acord. Și al doilea detaliu, unde, în ce localitate? În Chișinău. În Chișinău, bineînțeles. Următoarea imagine? În imagine este Mirabela Dauer. Este o cântăreață de muzică ușoară din România și a devenit cunoscută prin cântecele Te aștept să vii și Numele la dragoste. Bun răspuns! Ești rând la două, bravo! Mă numesc Carauș Daria, sunt de Liceul Teoretic Alexei Matievici din Cricova, clasa 6-a. Daria, ai vreo idee legată de ce au strigat boierii lui Ștefan cel Mare? Trăiască voievodul. Trăiască voievodul. Și în felul ăsta l-au recunoscut ca domnitor. Clar. Da. Să vedem acum imaginile. În imagine este... Așa. Pugilistul... Pugilist, de acord. Nu ai numele? Nu. Ești blocat, îmi pare rău. Mă numesc Damian Dumit, sunt elev în clasa 6-a, Liceul Teoretic Varnița, raionul Nenii Noi. Deci de la Varnița ești, noi știm, dar nu cunoaștem exact ce i-au spus boierii atunci cu Ștefan cel Mare. Părerea ta? Eu cred că ei au strigat să trăiască Ștefan de 3 ori. Bun. Și cum să vedem imaginile? Da, deci imaginea o cunoaștem prima. În imagine l-aveam reprezentat pe pugilistul român Leonardo Roftei. De acord, bravo! Că a fost pugilist, este un detaliu, dar încă un detaliu ne dai? În palmaresul său are 239 de victorii. Bravo! Următoarea imagine? În imagine l-avem reprezentat pe Gică Petrescu. Gică Petrescu, de acord. El a fost cântăreț și a scris și poezii în ultimele zile de, până la moarte. În ultima perioadă a vieții? Da. Că a fost cântăreț, da. Dar despre el s-a spus ceva anume. Există o formulă prin care a fost caracterizat? Se spune că el a adus muzica românească în Millennium 3. Ah, bravo! Hai, trecut de două, bravo! Aici runda s-a încheiat. Rețineți răspunsul. În anul 1457, la 14 aprilie, zi de sâmbătă, atunci când Ștefan cel Mare i-a întrebat pe boieri și pe călugări dacă vor să fie domnitori, ei au spus: în mulți ani, de la Dumnezeu să domnești, măria ta. Nu plecați, urmează runda Trei Culori. Nu vă reamintesc că întrebările din această rundă, ca și următoarele, sunt preluate din sistemul online Țara Istoriei. Căutați în internet jocul Țara Istoriei, răspundeți la întrebări și dacă intrați în primii 12, veți fi chemați aici, la emisiunea Prin Istorie spre Victorie. Acum fiți atenți! Avem concurenți, începând cu clasa a 6-a până la a 12-a. Să facem cunoștință cu ei. Vă rog! Mă numesc Vlad Bunu, sunt elev în clasa a 9-a, Liceul Teoretic Emil Nicola, satul Meren, raionul la Nenii Noi. Mă numesc Felicia Ostap și sunt elev în clasa a 8-a, la Liceul Teoretic Spiru Haret, din Capitală. Vadim Levitski, clasa 12-a, Părlița Ungheni. Damian Dumitru, clasa 6-a, Liceul Teoretic Varnița, raionul Nenii Noi. Bala Nicolae, Liceul Mihai Eminescu, Cimșlia. Victoria Laut, Liceul Teoretic Ion Creangă, Chișinău. Cunoașteți condițiile, nu uitați să apăsați pe buton. Dacă cunoașteți răspunsul, bineînțeles. Prima întrebare. Acest domnitor a fixat scaunul Moldovei la Suceava. Acest domnitor a fixat scaunul Moldovei la Suceava a fost Petru I Mușat. Bun răspuns!
Șerban Cantacuzino, domnitor al Țării Românești între anii 1678-1688, a introdus în Țara Românească ce anume? A introdus în Țara Românească porumbul. Porumbul, bravo, prima culoare! Această mănăstire a fost fondată în anul 1429, se numea atunci Vișneveț. Acum se numește Căpriana. Căpriana, prima culoare! Alexandru Lăpușneanu a suferit de o boală ereditară, cum se numea? Glaucoma. Da, boală de ochi, a doua culoare! Teritoriul Moldovei de răsărit, Ștefan cel Mare a ridicat doar o biserică, unde? La Chilia. De acord! Conform Constituției României aprobată de el însăși, Carol I nu avea dreptul să se însoare cu româncă. Prima culoare, bravo! În scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung, primul text scris în limba română, se repeta o expresie de 7 ori. Care expresie? Odată. No. E încă versiuni? Dar. Nu. Și o ultima încercare? Moldova. Nu aveți un răspuns și noi trebuie să apelăm la suporter. Să vedem doritor. Da, vă rog. Expresia care se repetă de 7 ori este și iarăși. Și iarăși, corect, corect. Te rog să te prezinți. Bebelău Ion de la Liceul Nicolae Iorga. Mulțumim, Ion. Continuăm. Cronologie. Columna lui Traian a fost inaugurată la 12 mai, dar în care an? 113. Anul 113, două culoare. În anul 1940, monumentul lui Ștefan cel Mare a fost evacuat în care oraș? La Vaslui. Vaslui, trei culoare. Scriitor și filosof român, prim-ministru al României în anii 1912-1914. Tito Maiorescu. Da, a doua culoare. În anul 1365, Episcopia Moldovei era cu centrul la? Argeș. Care? Argeș. Nu. La Baia. Nu. Episcopia Moldovei avea centrul atunci unde? La Suceava. Nu aveți răspuns, respectiv trebuie să apelăm iarăși la suporteri. Să vedem doritor. Răspunsul este Rădăuți. Da? Centrul de Metropolie a Moldovei. Centrul Metropoliei Moldovei. De acord, cum te numești? Marian Simeon, sunt elev al liceului teoretic Liviu Deleanu, clasa 10B. Bun răspuns, Marian. Continuăm. Armata lui Tudor Vladimirescu a fost înfrântă de turci în care bătălie? Cimeșlie. Nu, îmi pare rău. Mai sunt doritor? Da? Slobozia. Slobozia. A treia culoare, bravo. Avem deja doi concurenți care au trecut în runda următoare. Fiți atenți. Poate încercați puțin suc. Vita, simte gustul vieții. Atenție la întrebare. În anul 1860 a fost inaugurată o universitate la Iași. Universitatea Alexandru Ioan Cuza. De acord. Prima culoare. Cronologie. În Țara Românească, șerbia a fost abolită în anul? 1595. Nu. Nu cunoașteți în ce an a fost abolită șerbia în Țara Românească. Apelăm la suporteri. Să vedem doritor. Așa, mulți doritori. Poftim. Șerbia a fost abolită în anul 1746. De acord, de acord. Cum te numești? Lungu Andrei, liceu teoretic Emil Necula Meren. Bravo, bravo Andrei. În Moldova șerbia a fost instituită de... În Moldova șerbia a fost instituită de domnitorul Miron Barnovski. Da, bun răspuns, tricolor! Aici runda s-a încheiat, toți concurenții pleacă acasă cu o carte semnată de istoricul Anatol Petrenko, denumire Basarabia în timpul celui de-al doilea război mondial, 1939-1945. Cartea este oferită de Societatea de Distribuție a Cărții Pronoi. Ne revedem la runda Fals sau adevărat. Prin istorie spre victorie. Fals adevărat cu Felicia. Succes. Felicia, o întrebare surpriză. Ștefan al III-lea a domnit în Moldova într-o anumită perioadă. Poți să-mi spui care era patronimicul lui? Numele de familie? Eu cred că dacă a domnit în Moldova și a fost Ștefan al III-lea, poate și tatăl său a fost
Ștefan. Deci Ștefan al treilea, tu crezi că tatălui a fost tot Ștefan? Da. Și numele de familie? Cum ar veni astăzi numele de familie? Nu știu. La final am să spun care este răspunsul și acum te rog să alegi un cartonaș. 5 afirmații. Le citesc, tu răspunzi cu fals sau adevărat. Dacă intuiești răspunsul fals și dai detaliul corect, câștigi încă 3 puncte. Prima afirmație. Înainte de domnie, Alexandru Lăpușneanu s-a numit Alexandru cel Bun. Fals. Fals. Ai un punct. Mai ținut de cum s-a numit Alexandru Lăpușneanu înainte de a domnie? Nu știu, dar știu că acesta și-a schimbat numele de 3 ori. Chiar de mai multe, de 5 ori? De 5 ori. Dar nu ții minte cum se numea înainte de domnie? Pietru Stolnicu. Continuăm. În anul 1574, Ioan Vodă cel Viteaz a refuzat să plătească haraciul care a fost triplat. Adevărat? Fals. De fapt, s-a dublat haraciul. Următoarea. Matei Corvin l-a pus pe Vlad Țepeș la închisoare în Buda, unde acesta a stat mai mult de 30 de ani. Fals sau adevărat? Deci este fals. Este fals. Bravo. Dacă ne spui câți ani a stat la pușcărie Vlad Țepeș, ia încă 3 puncte. 14. Ai fost aproape 10, îmi pare rău. Următoarea. Conform tradiției, se consideră că neamul lui Ștefan cel Mare era din Țara de Jos. Fals. E adevărat. Și următoarea afirmație. Și ultima, în principiu. În bătălie de la Războieni, Ștefan cel Mare i-a avut alături numai pe boierii și curtenii săi. Adevărat? E adevărat. Fals adevărat cu Dumitru. Dumitru, îți doresc succes. Noi vorbeam de Ștefan al III-lea. Care era patronimicul Ștefan al III-lea? Cum crezi? Eu cred că... Numele de familie ar fi și mai bine dacă o spui. Eu cred că era Ștefan Lăcustă și familia era Lăcustă. Deci tu crezi că Ștefan al III-lea a fost Ștefan Lăcustă și familia era Lăcustă? Da. E bun, bună ipoteză. Vom vedea răspunsul la final și cartonaș albastru. 5 afirmații. Pe groșii din timpul lui Bogdan cel Orb erau inscripții în limba franceză. Fals. Fals. Deoarece groșii au existat pe timpul lui Petru Timușat. Asta este clar. Dar în ce limbă erau inscripții? Dacă nu în franceză. Maghiar. Pare rău. Slavonă. Continuăm. Despot Vodă, în anii 1561-1563, emite ducați de aur. E adevărat. Bravo. Constantin Brâncuș, în anul 1574, bate monedă de bronz numită Acce. Fals de Acce, o bate Ioan Vodă cel Cumplit. Bravo, 4 puncte deodată! Următoare afirmație. Pe monetele emise de Ioan Vodă cel Cumplit era scris Tatăl Moldovei. Adevărat, un punct! Și ultima. Ioan Vodă cel Cumplit a bătut prima monedă cu texte în limba greacă. Fals. Fals. Dacă spui în ce limbă, știi 3 puncte? Română. Română, bravo, 3 puncte. Fals sau adevărat cu Nicolae. Succes. Noi vorbeam de Ștefan al III-lea. Care era patronimicul Ștefan al III-lea? Cum crezi? Mușat. Mușat? Dar patronimicul ți-a minte? Acum nu. Bun, înțeleg că trebuie să improvizezi. Alegi un cartonaș? Cinci afirmații. Miron Costin, care a trăit în anii 1633-1691, a scris: măcar că ne răspundem acum moldoveni, rară nu întrebăm, știi moldovenește, ci știi românește. Adevărat. În anul 2002, Paul Goma a publicat eseul Săptămâna Roșie sau Basarabia și Țigani. Fals. Fals. Ai un punct. Unde era greșeala? Săptămâna Roșie. Mai înainte a publicat. Sau Basarabia și Țiganii. Nu știu ce spune. Era vorba de Basarabia și evreii.
Continuăm. El era descris ca un bărbat frumos și cu draci în corp. Este vorba de Petru Cercel. Adevărat. Nu, fals. Era vorba de Despot Vodă, Bogdan cel Orb, fiul lui Ștefan cel Mare. A avut un nume dublu, Bogdan Vlad. Deci, fals sau adevărat? Adevărat. E adevărat. Încă un punct. Și ultima. Maria Cibotare este cunoscută prin cânticul Ce frumos mai cântă cucul. Fals. Fals. De fapt, era vorba de... Nicolae Solac. Nicolae Solac. Încă trei puncte. Bravo. La Daniel se vor confrunta Nicolae și Dumitru. În această rundă avem întrebări de patru tipuri. Este vorba de cultură generală, întrebări cu referință la personalități, cronologie și noțiuni. Începem. Semnificația cuvântului grec apostol. Trimis. Să nu furi este a câta poruncă? A opta. Deviză olimpică oficială. Citius fustius autius. Se acceptă citius altius fortius. Cel mai mare monument arhitectural din lume. Marele zid chinezesc. Apropo, are 8.850 km. Locul unde trăiesc urși polari. La Polul Nord. Oraș în care se află Acropole. Atena. Șef de partid a fost omorât la Ordinul Regelui Carol II. Zelea Codreanu. Stea olimpică la 14 ani. Nadia Comăneci. Scriitor și militant anticomunist român născut în satul Mana. Paul Goma. A fondat revista Viața Românească. Constantin Stere. A inventat beton lemnul. Henry Coandă. Primul cosmonaut român. Dumitru Prânariu. Paul Goma începe mișcarea de opoziție față de regimul comunist. 1977. S-a inaugurat podul Prieteniei. 1954. Chișinăul devine centru administrativ al Moldovei de răsărit. 1818. Prima mențiune documentară a unui oraș medieval de Moldova. 1940. Dimitri Cantemir scrie istoria ieroglifică în anul... 1875. Cât? 1775. Matei Corvin îi dăruiește castelul de la cetatea de Baltă lui Ștefan cel Mare. 1489. Locuitor din satele libere din țara românească. Moșnean. Cum? Moșnean. Dregător ce avea în grijă administrația unei cetăți. Percalab. Impozit perceput de la proprietarii cârciumilor. Buerie. Veche măsură de greutate din Moldova, ajungând la 500 kg. Chilă. Corp de ostaș care alcătuiau baza oștirii de pedestraș. Daraban. Pretendent la tronul domnesc. Domnișor. Dumitru, ai avut un joc fenomenal, ai fost foarte aproape să câștigi. Surpriza noastră este următoarea, ai dreptul să vii la semifinală. Este, cred, un cadou foarte bun pentru tine. Tradițional, ai obținut un volum, este vorba de cronica reginilor Egiptului, de la primele dinastii la moartea Cleopatrei. Societatea de distribuție a cărții Pro Noi oferă această carte. Ai mai obținut 6 litri de suc natural Vita și un tricolor, ca de obicei, care eu sper că ai să vii chiar cu el la semifinale. Nicolae! Aceste aplauze sunt pentru tine, pentru că ești învingător. Spune-ne, ce ai câștigat până aici? O carte oferită de societatea de distribuție a cărții Pro Noi. De acord, este vorba de volumul Enciclopedia Familiei Tale, Lumea în date și fapte. Și încă? 500 de lei bani de buzunar și 6 litri de suc Vita. Este pentru început bine, poți să mai câștigi încă un aparat de fotografiat. 500 de lei și un netbook dacă accepti super jocul. Accepti super jocul? Accept super jocul. Fericiți din centru. În toată fericitări. Mulțumesc. Te rog să extragi o întrebare. Întrebarea a fost trimisă de Adrian Roșca din Chișinău, care, apropo, este învingătorul învingătorilor din sezonul trecut. Acum să vedem întrebarea. Care a fost primul asasinat politic din istoria Principatelor Unite? Pot să presupun Corneliu Zelea Codreanu, în 1938. Răspuns. Corect. Primul asasinat politic din istoria Principatelor Unite s-a întâmplat în anul 1938.
1862, când a fost omorât prim-ministrul Barbu Catargiu. Felicitări pentru jocul bun! Mulțumesc. Astăzi învingător este Nicolae Balan, de liceu Mihai Eminescu, din Cimișlie. Profesor fiind? Pavel Carauș. Domnul Pavel Carauș, transmite și pe această cale mulțumirile pentru pregătirea lui Nicolae pentru emisiunea noastră. 250 de lei se duc la adresa lui Adrian Roșca din Chișinău. Dragii elevi, vă reamintesc că puteți și voi câștiga. Trimiți o întrebare bună la adresa Chișinău, șoseaua Hâncea 64, emisiunea Prin istorie spre victorie. Mai avem și alte posibilități. Puteți ajunge la emisiune dacă căutați în internet jocul Țara Istoriei, răspundeți la întrebări și vă clasificați în primii 12. Aici ar trebui să vă mai spun încă că premiile acestui concurs sunt variate. În semifinale, așa cum am spus la început, vor apărea biciclete și televizoare. Televizoare vor fi pentru învățătorii învingătorilor. Apropo de biciclete, Nicolae, vrei să încerci bicicleta? Sigur. În acest fel, noi încercăm să promovăm modul sănătos de viață, pentru că ar fi extraordinar dacă inclusiv în Chișinău cât mai multă lume ar trece la biciclete, pentru că avem foarte multe automobile. Vă reamintesc că în afară de premiile din semifinală, cum am spus, biciclete și televizoare, avem și două premii mari. Este vorba de un iPhone oferit de marca comercială Delmark și un zbor deasupra Republicii Moldova oferit de pilotul Sergiu Mocano. Nu uitați, istoria îi pedepsește pe cei care nu învață lecțiile. Ne vedem duminica viitoare la 11. Am emoții înainte de a ieși pe scenă. E greu să le reușești pe toate și să faci față rolului de mamă. Mulțumesc Vita, îmi inspiră încredere și le place copiilor mei. Vita, gustul vieții. Если прыщи снятся тебе в кошмарном сне, проснись! Зимерит – лекарственный препарат для лечения прыщей. Эритромицин действует на бактерии. Цинк снимает воспаление. Эффект заметен уже через 2 недели. Зимерит – безупречный внешний вид. Это лекарство. Прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов, обращайтесь к врачу или фармацевту. Trezește-te, națiune, și sapă adânc în izvoarele neamului. E timpul să descoperim și să învățăm împreună istoria adevărată. E timpul să fim mândri și demni de trecutul glorios al strămoșilor noștri. Prin istorie spre victorie. Duminică de duminică, ora 11. Moldova 1 te invită la o lecție deschisă de istorie și patriotism.